Invitat în cadrul emisiunii În linia întâi la Nova TV, Eugen Pârvulescu, directorul clubului sportiv municipal Mediaș, a vorbit despre ultimul transfer făcut de echipa de basket. Conducătorul de joc american, Steve Rosemont, va evolua pentru CSM în acest sezon. În cursul acestei zile am semnat un contract cu jucătorul american Steve Rosemont, un jucător de 25 de ani care a mai evoluat în România la CSM Siget în campionatul trecut. Noi atunci l-am și remarcat, mai ales antrenorii noștri, Mihai Popa și Dan Popa, l-au remarcat și am dorit foarte mult ca Steve să fie component, să devină component al echipei noastre. Am avut ceva probleme în vară cu el, cu viza, era expirată viza, cei de la Siget nu l-au scos după 3 luni de zile, trebuie să-l scoți în 3 luni de zile odată afară din țară, să vină înapoi, să-i faci viză de lungă ședere, ei nu i-au făcut și săracul a rămas pe din afară, l-am scos, l-am ajutat și noi să iasă, l-am dus, a fost în Ungaria, a stat vreo 3 luni până a expirat penalitatea și acum a venit și s-a alăturat locului nostru. Deci a semnat astăzi? Astăzi a semnat un contract cu echipa noastră valabil până în 30.06.2019. Deci până în vara anului 2019. Un jucător care... Steve Rosemont. Da, un jucător care sperăm să ne ajute în realizarea obiectivului.